eu sunt pasionat de Japonia, de cultura japoneză. Numele are și o oarecare semnificație, nu cu oarecare, dar chiar una destul de concretă. Se referă la gândire, înțelepciune, gândire limpede. Și cu denumirea sună foarte compact, ușor de memorat și mai poartă și o încărcătură de sens. O încărcătură destul de importantă pe care o simțim prin fiecare vers scris și cântat de el, adică de Vlad, aka Satoshi, care la doar 22 de ani are o gândire profundă, în special în materie de muzică. Voi fi o paletă, paletă de culori, dacă lumina de tine nu mă duc în nori, dacă n-ale tale plete nu cunosc măcar un fir, dacă n-o să mă mir când la mine coboră ta privire, tu știi la mine știre, că scrii tu mănăstire, te ții, iar mie îmi place să fie anume așa. Vorba veche din popor, unde unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, îl caracterizează și pe Vlad, care s-a întâlnit accidental cu Mihăiță Chiriac. Ne-am cunoscut într-un clip, aveai nevoie de instrumentiști. Pe mine m-a găsit cu băiatul cu chitara, pe Vlad l-a găsit băiatul cu cajonul. Ne-a plăcut unul de altul ca vibe și energie și de atunci s-a început. Dacă ar fi încă unul care ar fi ca Vlad, ei nu s-ar combina. Dacă sunt două culori diferite și le combin, ies o altă culoare mai frumoasă. De atunci, conlucrarea le-a adus atâta plăcere și rezultate, încât băieții s-au mutat împreună, amenajându-și chiar și un studio muzical în apartament. Noi am hotărât să închiriem un apartament în care să putem lucra mai productiv. Între timp l-am dotat, așa, cu tot strictul necesar. Este comod, pentru că exact din considerentul ăsta, că dacă avem o idee, putem foarte repede să o materializăm. Avem un microfon care ne permite să nu depindem atât de mult de tratarea acustică și deja, mă rog, un preamp, o placă de sunet decentă și mâinile lui Mihăiță, care știu cum să le aducă la un sunet decent. Pe lângă muzica plină de sens și cuvintele profunde, tinerii au și clipuri la fel de interesante și artistice, pe care le creează cu prietenii, iar rezultatul îl vedem cu toții. În materie de video lucrez cu băieții de la Miorița Films, niște prieteni foarte apropiați, care sunt pasionați de domeniul filmării, tot așa cum noi suntem pasionați de domeniul muzicii și am hotărât să ne susținem unul pe altul. Noi avem ajutorul lor, care este cel mai des gratuit în materie de lucru, noi ne asumăm cheltuielile de producții. Au reușit să adune 10.000 de vizualizări la piese până acum, însă sunt sigur că merită și mai mult, iar viitorul arată luminos pentru ei, cu mii de oameni la concerte și desigur milioane de vizualizări pe platformele de streaming.